Fire discretă, Marian Timpuriu apare rar în fața camerelor de luat veder, dar atunci când o face, vorbește doar despre handbal. De când activează în cadrul liceului de petrol Moren, tehnicianul a scos la rampă nume de referință ale singurului sport de echipă la care România se poate mândri cu 4 titluri de campion al lumii. Iulian Stamate, Cristian Preda sau Ionut Săulescu sunt doar câțiva dintre handbaliștii care au fost descoperiți de antrenorul claselor cu program sportiv de la Moren. Chiar dacă în ultimul timp copiii sunt din ce în ce mai greu de atras în sălile de sport, Timpuriu nu se plânge și dezvăluie că an de an la Moreni apar handbaliști talentați. Bună, Timpuriu, sunteți omul care duce steagul mai departe la Moreni în ceea ce privește handbalul și considerat cel mai important antrenor de juniori când vine vorba de handbal în Dâmbovița. Mai este Moreniu sau mai poate Moreniu să furnizeze oameni de bază pentru handbalul românesc? Ar trebui să încep să vă spun că de fapt suntem un colectiv la Moreni. Și tot colectivul, deci colegii mei împreună cu mine încercăm să facem acest lucru. Să vă spun că în ultimii, haideți să luăm 5 ani, de la clubul nostru au plecat către Centrul Olimpic de Excelență de la Sighișoara 8 jucători, că ne mândrim cu acest lucru, că toți acești jucători joacă la echipele etalon ale handbalului românesc la nivel de Liga Națională, că avem copii care reprezintă handbalul și la echipe de divizia A. În momentul de față suntem înscriși în campionatul național junior 1 și junior 2, atât juniorii 1 cât și juniorii 2. Suntem în confruntare numai cu echipe, cu centre foarte puternice și că sunt șanse la ambele echipe să ne calificăm la un turneu semifinal anul acesta. Echipa de junior 2 este pe locul 2 în campionatul național junior 2 seria C. Echipa de junior 1 este pe locul 3 în campionatul național junior 1 seria D.